Cu câteva zile înaintea începerii noului an școlar, părinții încă nu au luat cu asalt rafturile magazinelor de profil. Comparativ cu anii trecuți, atunci când librăriile erau asaltate la propriu, clientela încă se lasă așteptată. Pentru părinții mai cu dare de mână care preferă calitatea, costul unei excursii într-un magazin de profil se poate ridica la câteva milioane de lei vechi. Cum cei mai mici dintre copii preferă produsele imprimate cu personaje de desene animate sau cu supereroi, o ședință de shopping poate provoca daune serioase în bugetul părinților. Retailerii s-au pregătit cu marfă pentru toate buzunarele, astfel că întreg arsenalul de rechizite poate fi cumpărat cu câteva sute de lei. Am luat din toate, ca întotdeauna, ca în fiecare an. Și caiete, și pixuri, și ghiozdane. Acum nu se știe niciodată ce va cere lumea. Și sunt luate din toate. Bănuiesc că la fel ați procedat și cu produsele, având în vedere marja de prețuri pentru toate buzunarele. Pentru toate buzunarele, ca întotdeauna. Acum sunt mulți care au și de anul trecut. Acum așteptăm să dea drumul listelor pentru clasa pregătitoare, grădinițelor, da? Și așteptăm ca cei de la clasa pregătitoare, clasa 1, să ia cu ghiozdane. Că avem o gamă variată. În general, clienții au declarat că prețurile nu sunt exagerat de mari, fiind comparabile cu cele din anii trecuți. Am găsit, da, mare parte, da. Cum se par prețurile anul ăsta? Accesibile. Nu este o diferență, având în vedere că optăm cam pentru aceeași firmă de rechizite care am optat și anii trecuți. Eu cam dat cele importante de bază. Manuale nu se știe. Manuale la data. Manuale, da. Cum se fac prețurile acum, înainte de începerea în școală? Sunt destul de ok. Pe lângă manuale și caiete, copiii vor avea nevoie și de tablete pentru școala online.